Bună ziua și bine v-am găsit, iată o nouă zi la în apicultura hobistă. Deci, ce avem noi aici? Avem un cântar, avem două cântare, unul mic, unul mare. Ăsta mare îl îndepărtăm, bineînțeles încă nu se știe de ce folosesc cântarea. Anul trecut, în anumite filmări, vă spuneam de tratament. Și acum facem pregătirea pentru tratament și cu ce anume. Dintre toate tratamentele posibile am ales acidul oxalic. Bineînțeles, suntem la sfârșitul aprilie, pe 28. Dar ce fel de tratament facem? Deocamdată nu zic cum o să fac tratamentul, dar o să zic soluția. Deci preparăm soluția pentru 10 familii, 11 câte am eu aici, după cum am calculat, pentru aceste familii am nevoie de 200 de grame zahăr. Deci avem, aici avem zahăr, 300 de mililitri apă, aici avem apă călduță și, bineînțeles, acidul oxalic de care avem nevoie. Deci, ce trebuie să știm? Cât acid oxalic pun la această cantitate de zahăr și apă? Voi pune 20 de grame. Se pune... Vom desfacem acid oxalic. Capacul să-l folosesc pentru a cântări 20 de grame. Punem capacul aici. Acesta este un cântar de micrograme. Cântărește 10% dintr-un gram. Facem o tară 0 grame și punem 20 de grame de acid oxalic. Avem 7 grame. Pa, 2 grame, 21 de grame, acolo avem fix 20 de grame, punem peste zahăr. Îndepărtăm și acidul oxalic, îndepărtăm cântarul, amestec oxalicul cu zahăr, și acum punem apă. Mă apă călduță. Și amestecăm. Facem substanța cu care voi trata albinuțele. El va rezulta un sirop. Care voi trata albinuțele. Deci, cu asta tratez anul acesta albinuțele tot anul. Ce trebuie să știți e că se fac tratamentele din două săptămâni cu 4 ml de sirop pe ramă, să nu se depășească 3 grame per familie de acid oxalic, dar acest lucru îl calculez cu o siringă. E aici, o siringă. Deci asta e substanța cu care voi trata eu albinuțele, începând de azi. Ele au fost sub tratament și până când de curând, dar după multe cercetări și citit și
am luat concluzia că în timpul culesurilor și dacă vrem să extragem și miere și ceva, facem tratament cu oxalic, fiindcă această substanță este ecologică, tratament bio. Și cam asta este. Imediat vă voi mai arăta ceva, încă un filmuleț. Cam asta e, per total.